夜闻。Pune codul Madalin. Pe shop pentru 10 ani de noroc. Uite că a venit și momentul ca să prezentăm ultimul brawler din acest update pe nume Draco, care știți că are o raritate legendară. Ei bine, acest brawler o să vină mai pe la sfârșitul lunii mai, pentru că primul brawler o să fie Lily, cel mitic, care mai mult ca sigur va veni joi și o să facem live, dar cu acces timpuriu, adică din ofertă, unde cu siguranță cred că va costa 100 de lei. Asta este, o luăm cu codul Mădălin pe shop, că n-avem ce să facem, după aia la o săptămână distanță, dacă voi deja aveți strânse creditele din PES, puteți să luați gratis, cum ar veni, brawlerul Lily. Și după aceea, ulterior, să luați și pe Draco. Dar atenție mare, acest Draco va costa 3800 de credite pentru că va fi legendar. Deci eu zic așa, ca cel mai bine și cel mai bine să cumpărați PES-ul care este existent în momentul de față și să aveți brawlerul Lily asigurat și după aceea, ulterior, să luați pe următorul ca să puteți avea pe acest Draco. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Brostaz, un episod cu ultimul snippet din acest update și așteptăm deja să vină ouăle Godzilla. V-am zis că o să vin și într-un episod separat unde o să deschid ouă Godzilla pe un cont secundar, pe un cont de la zero, să vedem cam ce poate să pice din ele și dacă chiar merită. Oricum, Brawler nu avem nicio șansă ca să pice din acele ouă, dar o să ne pice skin-uri și multe alte recompense, coins-uri, bling-uri și așa mai departe, ca să le calculăm, să vedem cam care ar fi totalul pe care l-am primit din ele. Totuși sper că vă place și acest overlay pe care l-am creat special pentru acest update și acest episod. Acest overlay cu Draco și cu dragonul pe care îl călărește și scoate și fum acolo pe nări. Dar o să vină ceva și mai tare. O să încercăm ca să-l animăm pe Draco acesta și să îl facem 3D. Dar asta probabil puțin mai târziu, zilele următoare. Așa că dacă vă place, apăsați și voi butonul de like chiar în momentul acesta pentru 10 ani de noroc. La ultimul episod cu Lily am făcut 7777 de like-uri. Oare reușim și la acest episod să facem 8888 de like-uri și să dobărăm orice record al acestui brawler? Ar fi minunat, pentru că v-am spus, este ultimul lucru care putem să mai arătăm din acest update. Să vă și abonați, pentru că este gratis, oricine poate să facă, și ceea ce este cel mai important este să aveți codul Mădălin pe shop. Dacă vreți să câștigați unul dintre cele 6 skin-uri pe tara pe care le avem sau un Brawl Pass Plus gratis pe care îl dăm cam pe fiecare live, să spunem așa. Și bonusul bonus, știți deja, follow pe Instagram la madalin.adrian23, exact cum apare în partea stângă, pentru că acolo voi da mesaj câștigătorului și practic îi voi da linkul sau îi voi da Brawl Pass-ul și așa mai departe, așa că asigurați-vă că aveți măcar un Instagram sau cel puțin mi-ați dat follow, pentru că dacă vă văd că ați dat follow fix când ați fost extrași, dăm skip și gata. Sau o să verificăm dacă are codul Mădălin pe shop. Astea sunt cerințele. Verificăm codul după tagul de pe cont, dacă are codul pe shop, și follow pe Instagram să nu fi dat fix în momentul acela când a câștigat. Nu mai prelungim, haideți să trecem la prezentarea acestui brawler împreună cu skin-ul lui, pentru că are un skin de 29 de gemuri sau 1000 de blinguri. Dar prima dată vreau să vă arăt poza. Uitați-vă cât de tare arată această poză a lui Draco și dacă stăm bine să ne gândim, bă, când zici Draco, nu mai e înjurătură. Să zici, vreau să jucăm cu Draco. E brawler, nu poți să zici că e înjurător sau orice altceva. Sau poți să spui, du-te în Draco meu, adică în brawlerul ăsta al meu. Nu mai e înjurătură, vedeți cât de tare e lucrul ăsta. Ei bine, cam așa arată, m-am spus că este legendar. Și acum analizez faptul ce zicea Frank în trecut, frate. Că nu o să mai bage brawleri prea curând, rari, super rari. Și știți din ce cauză nu mai fac chestia asta? Pentru că, efectiv, dacă ar fi băgat rar sau super rar, nici nu mai erai încurajat ca să cumperi PES-ul, pentru că tu făceai credite doar din astea de jos și deblocai foarte ușor rarul sau super rarul. A venit acest brawler legendar mult mai devreme decât mă așteptam. Eu, sincer, mă așteptam undeva pe la sfârșitul anului ca să bage legendarul, dar cred că o să avem mai mulți de un brawler gen, cred că 2-3 brawler legendari anul acesta, din simplu fapt că avem credite și normal că interesul lor cel mai mare este ca să cumperi PES-ul pentru a avea cât mai multe credite de aici și ar putea debloca brawlerul. Că nu prea ai vreo șansă pe Draco să îl poți debloca dacă tu nu cumperi PES-ul, ca idee. Deci neapărat v-am spus, ăsta de acum și următorul trebuie neapărat dacă vrei să aveți brawlerii Lily și Draco împreună. Bine, oricum am spus, cel mai meritat este PES-ul ca să dai 50 de lei odată la lună, adică ca idee, dacă vrei să cumperi brawlerul acesta din prima zi, costă 150 de lei. Dacă vrei pe Lily din prima zi, costă 100 de lei. Așa tu dai 50 de lei pe PES și îi ai asigurat. Adică cât de tare e chestia asta. Bun, deci are și voci. Asta e tare, că versus Lily are și voci. Acest loading screen și împreună cu muzica rock care se potrivește la fix pentru acest rocker sau rocker, cum îmi place mie să spun, Draco pe nume. Exact cum vă spusesem eu mai devreme, are și un skin pe nume Dark Knight Draco, Draco sau Draco, nu știu cum se pronunță în engleză, nu mai are sens eu să-i zic Draco. Și o să luăm chiar acum, bineînțeles la fel ca la Lily, un skin ca să fie acolo la număr. Nu e ceva extraordinar, bă, dar îmi plac foarte mult animațiile de win.
Sunt geniale, brother. Și pe ăsta și pe celălalt, uite, cântă la chitară, bam, și după aceea călărește acest dragon. După cum observați, are o viață de 11.000. Foarte, foarte multă viață. Are și o abilitate pasivă în care el, în timpul în care încasează damage de la adversari, își poate încărca superul. Dacă la Lily, când stai în zona aceea, ți încarci superul, la asta când încasează damage, își încarcă superul. Și are și 11.000 viață, e tot ceea ce trebuie. Atacul său, normal, este de 1200, iar la maxim range este de 2400. De asta pe Brawl Tal vedeam noi că dă de la distanță și avea damage diferit, pentru că odată ce dai la distanța cea mai mare a hitului său, are cel mai mare damage, adică 2400. Iar damage-ul normal ar fi de 1200. O să vedeți mea care și Star Power și îl ajută foarte, foarte mult. Cât despre superul pe dragon, este damage-ul pe second 2560, movement speed-ul a crescut la 20%, iar damage reduction, adică reducerea de damage pe care o încasează de la inamici, este cu 25% mai puțin. Range-ul este normal, dar o să vedeți că acest super este chiar foarte, foarte genial. Cât despre gadget, primul, odată ce îl dă, aruncă puțin în aer adversarul pentru un scurt timp, iar următorul nu poate să cadă el la pământ timp de 2 secunde, adică cumva este un fel de imun. Dacă vine Maisie sau Buzz-ul sau așa mai departe, mi se pare că nu mai poate să primească stun. Dar ar merita testa și lucrul acesta. Cât despre Star Power, ăsta este cel mai bun, mi se pare. La fiecare 5 secunde o să aibă o bară, iar odată ce a dat hit în inamic, timp de 5 secunde poți să-i dai 35% mai mult damage. Și cred că și tu și colegii tăi din echipă. E un fel de superul cum este pe Bell. Da? Așa este. Și ăsta mi se pare degeaba, pentru că efectiv când te faci, dai superul și te faci cu dragonul ăsta să călărești, de fapt, da, este dragon. Sau dinozaur, cred. Dinozaur? Dragon? Nu, eu zic că e dragon, frate. Spuneți în comentarii ce credeți că e. Sau dinozaur? Habar nu am, nu mai contează. Eu zic că este dragon cu flăcări. Și odată ce vei da superul, o să-ți dea 2750 viață. O să vedeți imediat că o să prezentăm. Cât despre voci, o să vi le las imediat, pentru că bonus, avem și foarte multe emote-uri care sunt foarte, foarte tari, dar avem și un mastery, după cum observați, cam astea sunt toate recompensele, pentru că până la urmă este unul legendar. Avem new player icon și player titlul este Dungeon Master. Acum, haideți să vă las puțin vocile și să vedem și poziția de luz până să intrăm ca să-l testăm. Turn it up to 11! Wahoo! Total party kill! Ha-ha! You need a nerf. You better be nice, or I'll get my dice! Let the brawlers hit the floor! Dragon roar! Epic quest fail. Master of Muppets. Play more. Woohoo! Total party kill. Ha ha! Metal magic mayhem. Draco. Flame. Wah! Dragon breath. My dragon brings all the flames to the fight. Winging it. Dragon style. Draco. Inflate-o Dragon! Ce v-am spune faptul că cine a făcut vocea acestui brawler cred că este un rocker înrăit. Sau cel puțin, cred că prieten cu Drew. Pentru că ați văzut că Drew este rocker, de-aia și părul lung, că dă așa din cap. În fine, înțelegeți voi ideea. Prima dată și prima dată o să testăm cu gadgetul și cu Star Power-ul. Ah, da, da, stai că am uitat de animația de luz. Ia să vedem, bă, brother, ce face? Mamă, i-a fugit dragonul, bă, băiatule, bă! Și a picat așa, pe spate. Stă puțin la relaxare. Destul de tare animația. Oricum, mecanica acestui brawler e foarte tare. Și uitați acest loading screen din sezonul când va veni, de-abia în mai v-am spus, atunci o să fie lansat. Are o mecanică foarte complexă, deci v-am spus, 11.000 este viața. Vedeți că bara aceea îi se încarcă, dar partea cea mai interesantă este că dacă da tu, dacă dai hitul, da, se pare că se duce bara aceea. Trebuie neapărat să nimeri un inamic. Dar până una alta, hai să facem un test. Deci dacă eu mă duc în apropiere, dau 1200 maxim, da? După aceea, dacă mă duc în distanță, asta este maxim range, 2400. Deci 1200 sau 2400, dar dacă ești cumva la mijloc, cât dă? Ah, tot la fel, 1200, 1200, 1200. Deci trebuie neapărat și neapărat să fie în max range. Dar după cum observați, eu am avut bara aceasta încărcată. Și timp de 5 secunde îi dau la acest robot ca să, practic, să încaseze damage mai mare, cu 35%. Și damage-ul este semnificativ mai mare, adică, uite, dacă acum am dat 2400, după aia următorul este 3240 și dacă mă duc în apropiere, din 1200 îi dau 1620. Bă, este un damage destul de bun. Ia să calculăm noi. Una, două, trei. Și am dat damage per second 5600, ceva de genul acesta. Cât despre super, este cireașa de pe tort. Pentru că va călări acest dragon care va arunca cu flăcări. Și bara aceea este mult, mult, mult prea mare și mult prea puternică, sincer. Ia uite,
Deja am dat absolut toată bara și m-a transformat la loc. Din ce am făcut eu calcule și cronometrul meu îmi spune faptul că vreo 10 secunde rezistă în forma de a călări acel dragon, ceea ce este destul de lejer, pentru că superul, dacă stau bine să mă gândesc, ia stai să calculăm noi puțin, deși lăsăm așa 10 secunde, puteți să calculați și voi odată cu mine, nu este nicio problemă, dar vedeți că bara încă îmi rămâne aia de sub. Deci să înțeleg faptul că acea bară rămâne încărcată în continuu, da, chiar și da, când ies din forma aceea. Bun, am puțin super încărcat, dar hai să vedem. 1, 2, 3... 4 hituri, da, am făcut și calcul, 4 hituri ți-ai încărcat superul. Bonus, că odată ce călărești acest dragon și dai damage, tu poți să-ți încarci superul la loc. Și chit că ești din această formă, tu vei avea superul după aceea, din nou, ca să fii din nou în acest dragon, cum ar veni. Bam! Dar partea cea mai interesantă este că tu poți să-ți prelungești viața călărind acest dragon, dinozaur sau ce-o fi el, dând acest super. Și poți să faci chestia asta, să-l spamezi în continuu. Ca să poți rămâne așa, știi, uite, și le-am mai dat odată, bam, și îți prelungești viața. Poți să spamezi în continuu, doar că singurul lucru e că trebuie să aștepți puțin ca să-ți încarci acea bară și cred că la un moment dat vei ieși din forma aceasta și trebuie neapărat ca să-ți încarci superul la rândul tău. Dar partea interesantă este că acest brawler are o distanță destul de bună. Poți spune că este hitul exact al lui Ash, dacă nu mă înșel eu, și pe lângă faptul că eu dacă dau hit aici am și targetul acesta unde și în colegii mei vor da damage mai mult. Partea cea mai ciudată este faptul că dacă tu ataci din mers, după cum observați, el nu are o animație, efectiv stă pe loc și se vede hitul acesta cu această chitară. Eu cred totuși că este bug. Cât despre gadget, exact vă spusesem, odată ce dai gadgetul, aruncă inamicul în aer. Cumva îl face să țopăie. Și cred că e și puțin gen, nu știu, enervant că s-ar putea să nu dea vreo abilitate sau orice altceva cât timp i-ai dat o chestie asta. Ceva de genul, cred eu. Dar pot spune că și celălalt gadget este foarte bun. Cât despre star power, ăsta este star power-ul cel mai meritat, eu așa spun, în care tu poți să dai extra damage pe jucător. Bineînțeles că extra damage-ul ăsta se poate pune și așa. Vedeți că ai dat hit, bam, și după aia te-ai făcut în călărețul fără cap, să zicem așa, călărețul pe dinozaur și să dai damage. Dar damage-ul pe second este imens, brother, adică o să intrăm în ea și o să jucăm cu boți. O să vedeți faptul că este chiar genial. Bun, acum, haideți să schimbăm și să luăm celălalt skin, Dark Knight Draco, împreună cu Last Stand, unde v-am zis că timp de 2 secunde nu o să cadă la pământ, și cu acesta. Dar, Star Power-ul cel de-al doilea, presim faptul că ar trebui să primească remodel, pentru că nu-l văd absolut deloc bun. Poveți că arată bine roșii skin-ul ăsta, nu zic nu, e puțin așa mai schimbat, culoarea este schimbată. Deci, exact ce vă spuneam despre acest Star Power, odată ce încasez foarte, foarte mult damage și mă transform în acest dragon, da, deci am 8500, 8000 viață, nu mai contează, m-am transformat în dragon, de fapt călăresc dragonul și vedeți că mi-a dat 2750 viață. Bine, partea cea mai interesantă este că dacă eu mă duc aici și bam, 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 dau damage și încă sunt în varianta aceasta, mai îmi dă 2750. Deci, eu pot spune că ăsta e un lucru foarte tare. Poate vă întrebați și de faptul că, bă, Mădăline, dar este mecanica exact ca la Meg, adică odată ce tu ți încasești foarte mult damage și te transformi, de fapt, călărești acel dragon, ți se încarcă viața? Ei bine, nu. Rămâi cu aceeași viață. Singura modalitate este că dacă tu ai acest Star Power, îți dă viața de 2750 ca să ți încarci la loc. Probabil că dacă ți încarci super în continuu, te poate ajuta lucrul acesta. Vreau să rămân cât se poate de low HP. Bam! Și încă o dată. Gata, frățiorul. Ah, și mai poți să mai dai o dată. Mai dai o dată. 125 viață mă încapă și gura voastră. Bun, ia să vedem. Bam, bam, bam. Ne încărcăm superul și am dat gadgetul. Bam, de fapt gadgetul superul. 2875. Bam, 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 bam. Da, dar partea nasoală este că... E, acum și mi-încarc din nou. Și 2750 din nou. Ok, și dacă eu stau așa și spamez, ia uite, doar 640 damage per second, brodere, dacă ești în apropierea lui. Dacă ești la distanță, vedeți că dă splash și e puțin mai ciudat. Ia, dacă acum am intrat iarăși și am călărit ăsta, mi s-a cărcat viața din nou. Un lucru ce vreau să observ, deci dacă dau gadgetul acum, 375 damage-ul încă îl încasez. Dubla 2 în care încercăm să facem acest lucru, bam, și încă o dată, și dăm gadgetul, 1 HP! Bro, deci nu te omoară, efectiv rămâi în 1 HP și după aceea o să mori. Asta e un lucru genial, gadgetul, că îți dă un fel de imunitate pentru 2 secunde, dar damage-ul tot vei încasa. Cât despre Star Power, v-am zis, nu merită atât de tare, că acest dinozaur dă și splash,
Dar se pare faptul că nu poți să treci prin inamici, adică trebuie neapărat ca să îi bați ca să poată da splash în următorii, dar are o rază foarte mare și partea cea mai interesantă este că, vedeți, dă și de la o distanță destul de măricică, ceea ce pot spune că face ca fiind acest brawler, cred că unul dintre cele mai bune legendare, mai ales având și 11.000 viață. Dar de ar fi să vă spun, aș spune faptul că ar merita cel mai mult și mai mult gadgetul, cel de-al doilea, împreună cu primul Star Power, fără doar și poate. Viteza asta te ajută foarte mult pe bușuri, dar nu vreau să o testez astăzi, vreau cu damage împreună cu gear-ul de acesta de extra gadget. Poți să joci chiar și scutul, pentru că îți dă un 900 în plus, deci la 11.000 vei avea 11.900, dar sincer are prea mult HP, nu cred că mai contează atât de tare. Asta probabil ce nu v-am arătat eu și nu ați văzut este faptul că odată ce încasează damage, își va încărca superul. Deci orice brawler îi va da damage, își va încărca superul. Uite, intrăm aici, da, și vedeți faptul că îmi dă damage roboțelul acela, dar foarte, foarte puțin ți se încarcă acea bară. Deci nu te poți baza pe lucrul acesta ca tu doar să încasezi damage și să-ți încarci superul, pentru că trebuie să dai și tu niște hituri ca să-l poți avea la rândul tău încărcat. Și destul de lejer, adică uite, aproape l-am încărcat, bam, dacă tu ai mai pus și acest target pe jucător, gata, deja superul l-ai avut încărcat. Acum a venit momentul ca să și jucăm cu el, dar ce credeți că ar merita cel mai mult? Pe solo, pe Brawl Ball, pe Gengra? Bineînțeles că acest brawler are nevoie tot la fel ca brawlerul Lily de o hartă mai închisă, adică cel puțin cât de cât mai, cum să spun eu, mai îngustă. Uite, cum ar fi wipeout-ul acesta? În niciun caz, pentru că practic sunt mape de distanță și nu te poți apropia foarte ușor de inamici. Hai să băgăm un solo cu mutații, dar trebuie neapărat să îl facem de rank 35, bro, ca boții să fie din aia transpirați rău și să ne putem chinui cu ei. Gata, și am făcut rank 35 și haideți să vedem dacă cumva gameplay-ul cu boți o să fie mult mai bun și mult mai experimentat. Avem și mapa aceasta cu bușurii, nu prea îmi place sincer această hartă, nu mă dau eu un vânt după ea, dar putem să vedem acest brawler cât de bun ar fi el și oare cât de mult ar merita. Eu trebuie să acum atac. Bune bunule! Frate, vezi că ăsta dă doar câte un hit. Că m-am zis că boții ăștia nu sunt ce trebuie. Ia vezi mă, că era cât pacii să mă omoare, ce credeți? Hai să vedem și noi chestul acesta. Mă, dar cum se aude chitara asta, se aude destul de tare. Și noi acum putem să folosim superul, să-l dăm și să mergem agresiv, pentru că o să-mi dea și viteză. O să am viteză mai mare. Bine, chestia e că trebuie să țin exact ca la Amber hitul ca să pot, reuși și cred că cel mai bine și cel mai bine ar fi ca să poți da cu auto-aim. Cred că este cea mai bună metodă posibilă. Ia să vedem. Suntem aici pentru moment, cred că imuni, aș putea spune. Ia să vedem aici. Bam. Tot mi-a dat, bă. Tot m-a împins. Ok, aici. Se poate ca să dai un super, te rog. Să văd dacă sunt imun la împingerea aceasta. Te rog, te rog. Bă, ce naiba! Deci, nu înțeleg ideea. Probabil că nu voi pica la pământ, dar, de fapt, aici, tot a dat superul. Gat, l-am omorât. Tot a dat superul și mi-a dat knockback. Nu cad la pământ. Oare ce vrea să însemne asta? Dacă Frank dă superul probabil pe mine, atunci cred că dacă voi da gadget-ul voi fi imun la stanul lui Frank. Ar merita să vedem asta. Ia vezi, bă, că l-am prins pe Frank. Bine, bă, băiatule, mă. Și vreau să vedem dacă cumva odată ce își va da superul și îmi dau eu gadgetul, o să fiu imun la acel super al său. Sau ce, doamne iartă-mă, va însemna oare? Bă, dar vezi că, bro, dă mai de la distanță decât mine. Voi observați lucrul acesta? Mă, Frank, ai nebunit. Ia, dau gadgetul. Tot am primit stun. Băieți, și doamne iartă-mă, gadgetul ăsta, frate, că nu-l înțeleg. Sunt confuz. Gata, Frank. Ho, 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 ai făcut spume, ai turbat. Vezi că mă bate, mă, cavaș gura voastră. M-a bătut. Forță. Eu v-am zis că să jucați la rank 35 nu este cea mai bună metodă. Bine, sunt la friendly battle și bineînțeles că o să-l bat pe ăsta lejer. N-am nicio emoție, dar decât să mai pierdem timpul, numai bine ieșim noi de aici ca să intrăm tot cu acest brawler. Puta, ia să mai citim o dată. De zice așa: Draco can not fall under one health. Bă, nu se cadă la pământ să fie imun, mă. El nu poate să scadă sub 1 viață. Deci cum am fost acolo, gen foarte low HP, la următorul hit, eu nu puteam ca să... gata, m-am înțeles. Deci for one health, 1 viață nu poți să scad. Exact cum este sau cum era star power-ul lui B.
Bine că am aflat chiar acum și am mai citit încă o dată. Gata, frații mei, hai să ne bătem și cu Sam. Sam, Larry și cu Mandy. Acum a schimbat și gadgetul, l-am luat pe celălalt. Să vedem dacă ăsta oare va fi mai bun. Ca să-i dau un knockback lui Sam. Ia vino mă, Sam, aici, să-ți opăi tu puțin. Bă, dar vezi că sunt nebun rău de tot boții ăștia. Bam. Dăm ăsta aici și mergem așa în el. Job, job, job. Cu auto-aimul, vere. Cu auto-aimul. N-ai nici cea mai mică șansă. Bă, într-adevăr, având mecanica aceasta exact ca lui Ash, îl face destul de dificil pe acest brawler ca să poți juca. Ia să te vedem, Ash. Intrăm în el, îi dăm așa. Hello, ho, ho. Bă, vezi că în situația asta chiar cred că e bine ca să îți dai un heal. Și cred că și star power-ul celălalt ar fi destul de bunicel. Dar tu te regenerezi tot ce trebuie, dar chestia este că nu pentru foarte mult timp, pentru că iară mă voi duce în forma aceasta. Bă! Îi dădeam efectiv damage și nu se punea! What? Era bug sau care era faza? Că nu înțeleg. Ok, o avem pe Mandy de data aceasta. Mandy Candy, ia să te de Mandy. Și cu siguranță vei dau cu auto-aim și vei rata. Bam, îți dau un gadget. Hap, ai țopăit? Mă, ce ai? Ai turbat? Da, partea cea mai ciudată este că trebuie să ții distanța aceea neapărat la jucători. Am schimbat chiar și skin-ul, și star power-ul, și gadget-ul. Să vedem dacă acum nu o să rămânem sub 1 HP. Și o să avem exact 1 HP exact cum era la B, la cel star power. Ia să te vedem. Bam, 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 bam. Tu vei da acum probabil. Am rămas în 1 HP, am supraviețuit pentru ceva timp. Mamă, cum arată 1 HP-ul ăsta, bă, frățiorul meu. E tare că îți dă un fel de extra viață ca să nu poți muri absolut deloc. Bam, 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 bam. Chestia e că acum eu nu mai am... Da. Credeți-mă pe cuvânt, n-o să fie chiar atât de ușor, chit că e legendar. Deci pentru duel și pe mapă de distanță nu prea face mare lucru. Dar ia să vedem oare pe Brawl Ball. Credeți că va fi mai bun? Eu zic că da, pe o hartă de genul acesta. Dar vedeți voi că tu nu poți și nu merită să te bați în jucător, pentru că vei da damage foarte, foarte mic. Și cel mai bine este să stai la distanța aceasta și să le faci movement. Uite cum vine ăsta aici, că se bagă în tine. Îi dau aici un gadget, bam, să-ți opăie. Bă, n-am dat gadget? Ok, am la mingea. Let's go. Bun. Mergem pe aici, frumos, așa elegant. Oare când am bara aceasta și dau hitul, mi se duce bara? Nu mi se duce, ceea ce este perfect. Bam, îi dăm așa, tap, tap, tap. Am luat mingea, dar nu, vreau să o las aici pentru a da damage cât se poate de mult. Vino în coamă. Da, superul face toți banii. Superul este cel mai bun, boys, clar, cu siguranță. Și mai stăm o dată în raza aceasta. Pa, 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 pa. Wow, bă, cât damage, frate. Ok, m-a omorât acela. Damage imens, într-adevăr. Superul este cel mai bun și cel mai bun. Dar nu văd brawlerul acesta bun de solo, de duel. Îl văd de 3v3 cu siguranță. Sau poate chiar un 5v5 pe diferite game moduri, hărți și așa mai departe. Îi dăm aici un hit, bam, 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 bam. Și transformăm și nu mai au nicio șansă așa. Bro, ia o past. Gata, și mergem aici și dăm gol. Easy peasy. Mi-am încărcat și un alt super. Ia, sunt tare curios dacă eu pot să dau superul. Da, mă, uite că îl am. Și pot veni din nou în această versiune. Bam. Dăm cu auto-aim-ul o grămadă de damage. Superul, o grămadă de damage, bro. Și dacă dau hit aici, mi se duce din ceva, din hit? No. Deci am hit în continuu, exact cum ar fi la Amber. Da, îți trebuie neapărat mape închise, cu siguranță. Cât despre eventul acesta cu dinozauri, sau dizonauri, cum îmi place mie să spun, ce credeți? Brawlul acesta va fi bun? Rămâne de văzut lucrul acesta. Ia uite, a luat ăsta dizonaurul. Bun. Probabil că dacă tu vei da hit pe dinozaur, o să aibă... da! Ca să poată încasa damage mai mare. Ok, și dacă mergem pe aceste clădiri și vom da... Olala! Bă, vezi că e foarte, foarte slab brawlerul ca să dai pe clădiri damage. Vezi că bate doar o clădire. O clădire așa, din când în când. Și ia să vedem cu superul ce face. La super respect, frate, altceva. Altceva, dar nu foarte, foarte bine încât să te ajute. Vezi că mă bate dinozaurul, vreau să mai bat aici clădirea. Ok, 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 ok. Vine ăsta cu coltul, bravo colt, ești tare. Bam, bam, bam. Mamă, vezi că am ratat hitul ăla. Bro, hitul ăsta îl și ratezi uneori. Deci nu neapărat că este bug. De asta pe Brawl Talk mai mult stătea pe loc. Pentru că tu la un moment dat chiar poți să-l ratezi dacă ești din mișcare. Dăm superul. Hai că l-am dat și eu, l-am avut. Gata, mă, bă, Dani, ai nebunit. Ce ai făcut, bă, frate, bă, bine. Este bot, cu siguranță. Vreau ca să iau ăsta. Let's go, mă, tăticu, mă. Asta vreau să văd. Bam, îi dau o scartoafă. Ok. Încă una mai vreau ca să am superul.
Ja, și l-am dat. Bam! Ce ați făcut? Bă, deci cel mai bine și cel mai bine mecanica este ca tu să ai superul așa. Jap, ai bătut, dar acum nu mai am superul. Te duci la ăștia aici unde sunt spawnați. Vine robotul, asta este nasol, probabil că va da cu superul robotul lor. Dar uite că eu nu pot să-mi regenez viața ca dinozaur. Absolut deloc. Deci viața mea va rămâne la același HP. Da, așa se pare, 70%, bă, există posibilitatea că să ne bată așa dacă nu o să fim foarte, foarte, foarte concentrați. Ia să vedem, aștept din nou ăsta. Haide, bă. Bun, mergem așa frumos. Era bine ca să fie 3 dinozauri, frate, pe hartă. Nu doar unul. Mamă, ce hiți am dat, mamă, ce hiți am dat. Ce-a făcut ăsta, mă? Bro, cred că se băguise sau ceva de genul. Mamă, dar mai vine și ursul după mine. 4000, let's go. Și dăm așa. Jaaap. Jaaap. Uai de viața mea, bro. Odată ce ai superul, hai să dăm așa, pentru că probabil voi muri și cel mai bine ar fi ca să dau superul. Și mai dau aici un hit, bam, și asta a fost. Da, cam așa trebuie să te folosești tu, neapărat superul, să-l păstrezi. Dar vedeți voi că este cam incorrect lucrul acesta. Să te duci peste inamici în bază și să dai superul în continuu, asta chiar este incorrect. Ia să te vedem. Vine dinozaurul ăsta. Mergem aici, dăm hit, 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 super, bam. Asta zic, bro. Și acum mergem aici, mai dăm un super. Bam, și mai am încă unul, frat. Genial, 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 genial să ai superul în continuu. Și mai dăm unul acum. Și uite cum îi ții pe ăștia în bază, bă, frăciorul meu. Îi ții în bază în continuu. Am câștigat, let's go, avem trofee în plus și tot ceea ce contează. Dar cât despre brawlerul acesta, nu știu, bă, ce să zic. E destul de dificil. Avem un nou ușor, super rar, epic. Și doar atât și ne dă 100 de blinguri pentru că, da, am toate mutațiile deblocate. Păi da, oare pe haste, dacă eu mă voi duce și voi da hitul acela special când am bara încărcată, pot să-i dau un damage mai mare eu și cu colegii mei? Nu cred că va exista posibilă chestia aceasta, dar rămâne de văzut și de testat, pentru că e păcat că să nu testăm acest lucru. Wow, vezi că eu pot să stau pe bush, le-am dat degeaba damage, ia. Bă, nu te cred, bro! Tu chiar și pe haste poți să pui ca să dai extra damage. Bă, chiar e tare. Dar vedeți faptul că eu dau 1620? Păi la ce rază trebuie să stau ca să dau damage? Uite, asta este maximum. A, ok, și dacă stai așa dă 1620. Wow, păi vezi că e ciudat lucrul acesta, că trebuie de fiecare dată, de fiecare dată să ții distanța aceasta și să dai la distanța aceasta, gen damage. Dar uite că dacă te miști, la un moment dat, nu e bine. Uite, dacă dai pe margine așa sau 3240. Bă, cam ciudat hitul. Câteodată de damage bun, câteodată de damage foarte puțin. Încă un lucru ce vreau eu să-l testez este cu superul pe haste. Ia uite ăsta unde dă damage. Gata, bă, ho. Grigore, termină-te, frățiorul meu. Gata, îl las acum ca să plece, să-și vadă de treaba sa. Și acum, haide să ne băgăm la creație. Dăm superul și auto-aim. Cât procentaj o să-l scadem din haste? Bă, vezi că e bine rău de tot. S-a dus la 66%. A, și încă mai mergea, dar nu mai aveam hituri. 66% dintr-o bară full, atâta timp cât călărești dragonul acela. Bă, dar știți ce am vrut eu ca să mai testez? Este faptul că dacă eu intru la knockout 5v5 și sunt doar unul singur versus 5 oameni, îmi dă din prima 5 power-up? Oh, nu, se pare că nu merge lucrul acesta. Trebuie neapărat ca să intri cu oamenii întâi în echipă și de-abia după aceea poți ca să îți dea acel power-up. Păi probabil asta voi face. Voi intra într-un alt match, pentru că n-am nicio șansă 1 versus 5. Și voi lăsa ca să-și ia bătaie, dar să sperăm faptul că o să-și ia cu toții de la mine bătaie și după aceea mă pot duce eu cu power-up de 5 ca să mă pot bate. Ia să vedem. Bro, păi cred că boții mei câștigă. Ceva îmi spune lucrul acesta. M-am făcut mai mare, într-adevăr, și viteza mea este mult mai mică, mult mai semnificativ mică. Wow, dar îi dau un damage destul de mare lui Shelly. Wow, 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 2689 și ne transformăm. Bam! Și aici nu mai are nicio șansă. Dar chestia e că ăștia sunt mult prea buni de la mine, frate. Nu pot ca să... Ok, hai să mai intrăm o dată. Până voi prinde jucători foarte slabi în echipa mea, dar eu să rămân unul singur în viață. E, se pare că compul acesta cred că s-ar putea să-și ia bătaie. Ia să vedem. După aceea vreau să intrăm la ranking și să vă arăt și ultimele două modifier-uri. Cred că despre acest brawler cred că ați înțeles cu toții cam care este mecanica. Oricum, până va veni el în mai, o să mai dureze ceva. Bun.
Și a luat bătaie, am 3 power-up, hai să mă arăt și Mortis, let's go. Dați-mă, dați-i, rupeți. Aia zic, 4. Și mai trebuie să mai fie 1. Ah, nu, 4 power-up am. Let's go. 54.000 viață, băieți. I-am dat un singur hit. Ok. Va veni și Bonnie. Ne transformăm. Ia să te vedem, Bonnie. Wow. Cât damage, bă, băiatule, bă. Dar vezi că au și ăștia power-up. Dar eu pare ca și cum... Ok. Ne băgăm în Ems. Vezi că putem să o bătem. Nu o mai bătem. În niciun caz. Bă, te ajută enorm, enorm când mor toți colegii tăi ca să ai power-up de 5, într-adevăr. Dar vezi că virulă când va rămâne și celelalte de la echipa lor în viață, se cam înrăutățesc echipele, ca să zic așa, și colegii. Hai să mergem acum să dăm superul, bam. Mergem așa, pac, l-am omorât pe Rico. Mergem și în ăsta. Îi dăm așa un damage frumos, frumos, nicio șansă ca să mai scapi. Doamne, păi va trebui să faci și la jocul la fel ca la Amber, să te duci W în față. Ce mai avem? Mai am ok, Bonnie. Ne bătem. 41.000 viață are Bonnie. Bă, cât damage mi-a dat! Eu acum observ. Mai am 4.286 viață, frate. Cred că aici e bun și gearul ăla de HP, ca să se încarce mai rapid. Eu mai am ticul și ăsta are 4 pe... Voi de viața mea cât damage de Bonnie, bă. Doamne, cred că sunt unii brawler foarte incorrecti pe game-ul acesta s-ar putea. Ia mă să testez și eu Bonnie, vorbesc serios. Vedeți că a rămas Pam-ul și cu mine viața și mai este Ash-ul. Chiar sunt foarte curios să mă duc pe Ash Brothers să vedem cât de damage pot să-i dau cu doar 3 power-up. Că s-ar putea ca Bonnie să fie mult, mult, mult prea bună. Ia să te vedem, Ash. Băi, am dat ceva de meci, dar nu încât să-l bat însuși pe Ash. Și ultimul meci de pe acest episod va fi pe Trophy Escape. Să vedem dacă Ash chiar va merita acest brawler. Într-adevăr, mă așteptam la ceva mai mult la acest legendar, dar o să fie destul de enervant. Știți ce o să fie la el enervant? Faptul că trebuie să ții distanța asta de fiecare dată, brother. Asta va fi lucrul cel mai ciudat și trebuie să te obișnuiești cu brawlerul. Vino, bă, încoa! Ia uite-te și tu! Îi dau damage la robot și fuge în continuu. În continuu a fugit de mine. Și uite, dacă vine aproape de mine, îi dau doar 1620 per hit. E un fel de Ash ca mecanică. Ce să mai zici? Nu mai ai ce să mai spui lucrul ăsta. S-ar putea... Ok, și pe haste să dăm. Bun, avem un power up. Mergem pe următorul. Pe următorul brawler la bătaie. Ce este aici? Gray. Hai să te vedem, Grey-ule. Ți-am dat damage frumos acolo. Țac, pac, 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 pac. Și acum cred că o avem pe Shelly. Ia. Unde e Shelly, bă? Păi, dar vezi că pot să folosesc... Ah, ok, deci chiar și în această formă de dragon pot să folosesc gadgetul acela de imunitate. Bam. Acum chestia e că nu mai am superul. Ăsta probabil că va veni aproape de mine, dar nu mai are superul. Ăla cu Hank același lucru va face, o să vedeți. Gata, mă, ho! Vino încoa să-ți dau o scartoafă aici. Bam. Și încă una, 3886, bă, vezi că a fost bine damage-ul de acolo. Și a mai rămas regele Hank, cel mai bun brawler din joc. În momentul de față cu mutation-ul chiar va rupe. Ia să te vedem, mă, șefule, ce poți să faci. Cut, s-a terminat. Clar, superul este cel mai bun. Și vezi că avem 18 trofee și cu winstreak-ul de 5. A plecat 23 de trofee, 1303. Mamă, vezi cum a plecat 23 de trofee, așa, bam. Dar fi așa și pe joc de distractiv, am face cu toți rank 35. Ia vezi, mă, că am prins asta. Second wind, brawler respawn on the same spot they were defeated. Ok, vreau să vedem dacă brawlerul nou putem ca să îl luăm. Da, se pare că avem să îl putem lua pe acest Draco. Și partea cea mai interesantă este că de fiecare dată unde vei muri, tu te vei respawna acolo. Păi bun, dar nu credeți că este cam incorrect pe haste acest modifier? Nu credeți lucrul acesta? Adică, uite, eu mă duc și unde voi muri, acolo mă voi respauna. Eu chiar vreau aici să mor. Te rog. Bun. 70. Mamă, mamă, vezi că durează ceva. 4, 3, 2, 1. Bam, și m-am respaunat tot aici. Și, practic, eu am și imunitate. Bă, nu e corect, sincer. Când rămân fără hit, se pare că rămân fără hit și în forma aceasta. Deci, cel mai bine și cel mai bine ar fi ca tu să... Până să dai superul. Da. Uite, ăștia s-au respawnat aici, frate. Bă, cât de enervant este modifierul acesta fără Caterinca, vă zic. Deci tu trebuie neapărat ca să ai hit, pentru că altfel, pentru că dacă tu nu ai hit, nu ai nici în varianta aceasta. Ia să dăm. Uite, dau un hit, două, și acum mă transform.
Aveam decât jumate, deci trebuie să aștept neapărat ca să se încarce alea 3. Dar fii atent că am bătut Haste-ul foarte lejer. Spuneți voi acum, cei care stau până acum pe premieră, vi se pare cam incorrect să te respawnezi de unde ai murit, fix în același loc, mai ales pe Haste. Aici cred că cel mai bun și mai bun brawler o să fie cei tanci. Te-ai dus în bază, ai murit și după aia te respawnezi iară și iară cu imunitate și stai acolo pe Haste-ul lor. Mamă, o să fie nebunie totală. Ok, și se pare faptul că nu avem celălalt game mode aici, cred că a fost în primul sezon și a fost adăugat acesta următorul. Deci second win-ul rămâne, wind de fapt, cu Big Friend, Quick Fire, clasicul. Cam ăstea ar fi în următorul sezon. În primul mai este cel cu Super Bushy, adică de fiecare dată la un anumit timp se vor face bush-uri pe hartă până se va umple toată harta. Acum depinde cât de mult va dura meciul și cât de mult vei rezista tu. Și uite că am ajuns la final, cam asta a fost și episodul cu prezentarea acestui Draco. Dacă stau bine să mă gândesc, nu cred că este un brawler care să rupă topurile și să fie atât de enervant. Mai puțin superul acela, cu siguranță cred că o să fie foarte, foarte bun, dar cel mai bine și cel mai bine ar fi ca să te antrenezi pe el și să ții distanța aceea ca să dai damage maxim. Dar tu trebuie să tragi pe cât se poate de mult de super, ca să poți transforma, să ai acest dinozaur sau dragon sau ce o fi el, eu mai bine îți spun cred că e dragon. Și după aceea să dai damage-ul cel mai mare. Dacă a stat până acum, vă mulțumesc din suflet pentru susținere și nu uitați să apăsați și voi butonul de like să ieșiți acum de pe full screen. Și acum este momentul să-l apăsați, nu uitați și codul mod de pe shop dacă vreți să participați la stagiile de pe suri și de skin-uri pe Tara. Și bineînțeles să aveți mai mult noroc la noul event cu ouă Godzilla, pentru că atunci va fi nebunia maximă. Cu skin-uri, cu mutații și cu multe altele. Toate cele bune, zi faină să aveți și nu uitați să vă abonați pentru că este complet gratuit. Zi faină, pa, pa! Subscribe! Subscribe!